Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. La 50 de ani, Cristina Spătar a spus da pentru a doua oară. Cântăreața a fost cerută în căsătorie în Dubai, chiar în weekendul care a trecut. Marea veste a făcut-o publică chiar ea, într-o postare pe Instagram, apare la un restaurant de lux, îmbrăcată într-o rochie neagră. Mâna stângă o are ridicată, căci își arată inelul prețios primit de la iubitul care a cerut-o în căsătorie. În mâna dreaptă are buchetul de trandafiri alb de la el, am spus da, a fost mesajul transmis de Cristina Spătar, care a afișat un zâmbet larg. În alte imagini e surprins și iubitul ei care a cerut-o în căsătorie. Acesta i-a dăruit vedetei un tort, chiar s-a așezat în genunchi când a cerut-o de soție. Până acum, nu se știa că vedeta Cristina Spătar are o nouă relație, căci nu s-a afișat deloc cu noul partener, am spus da, a fost mesajul transmis de Cristina Spătar, care a afișat un zâmbet larg. În alte imagini e surprins și iubitul ei care a cerut-o în căsătorie, acesta i-a dăruit vedetei un tort. Chiar s-a așezat în genunchi când a cerut-o de soție. Până acum, nu se știa că vedeta Cristina Spătar are o nouă relație, căci nu s-a afișat deloc cu noul partener. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.